Carina Müller vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR 1. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis ca Rusia să înceteze imediat ostilitățile în Ucraina. Este primul verdict al unui tribunal internațional de la izbucnirea războiului pornit de Rusia. Șeful Poliției de Frontieră a anunțat astăzi că peste 100.000 de refugiați din Ucraina se află acum în Republica Moldova. Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au reconfirmat că România este alături de Republica Moldova mai mult ca niciodată, ținând cont de circumstanțele din regiune. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis ca Rusia să înceteze imediat ostilitățile în Ucraina. Este primul verdict al unui tribunal internațional de la izbucnirea războiului pornit de Rusia în urmă cu 3 săptămâni. Ucraina a acuzat Rusia că a încălcat convenția privind genocidul și a cerut curții să ordone încetarea ostilităților. Curtea a mai hotărât că ambele părți să se abțină de la orice acțiune care ar putea duce la escaladarea conflictului. Verdictele au caracter obligatoriu, dar curtea nu are puteri executive de a le pune în aplicare. Și NATO cere Rusiei să oprească războiul din Ucraina, iar președintelui Putin să retragă trupele din această țară. Este responsabilitatea alianței să se asigure că războiul nu depășește granițele Ucrainei, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg. NATO nu a dat curs cererii Poloniei de a desfășura o misiune de pace în Ucraina. Corespondentul TVR Luara Ștefănescu a discutat cu ministrul apărării de la București, Vasile Dâncu, despre problemele dezbătute și hotărârile adoptate la reuniunea de la Bruxelles de către ministrii apărării din țările NATO. NATO nu a dat curs cererii Poloniei de a desfășura o misiune de pace în Ucraina care să asigure evacuarea populației civile prin coridoare umanitare din zonele unde au loc confruntări între forțele ucrainiene și cele ruse. Ucraina va fi sprijinită în continuare cu ajutoare umanitare și financiare, inclusiv cu provizii de ordin militar. NATO nu va desfășura trupe sau mijloace aeriene în Ucraina, a precizat secretarul general al Alianței după reuniunea miniștrilor apărării din NATO. Va fi însă consolidată substanțial prezența militară în țările aflate la granița estică a Alianței, unde vor fi dislocate trupe și echipamente suplimentare. We face a new reality for our security. So we must reset our collective defense and deterrence for the longer term. Today, we tasked our military commanders to develop options across all domains: land, air, sea, cyber and space. S-a avansat în privința constituirii grupului de luptă NATO, în condițiile în care construcția acestuia se face nu în contextul trecerii de la postura de descurajare la cea de apărare. S-a făcut, sigur, o discuție foarte interesantă legată de schimbarea posturii, trecerea la apărare înseamnă o prezență puternică. S-a discutat despre viitorul trecerii la nivel de brigadă. Aici România și-a arătat toată disponibilitatea de a participa, de a fi națiune gazdă în această direcție și lucrul acesta a fost apreciat. Evident că am discutat și cu miniștrii apărării din alte țări pentru a consolida în acest moment battle group-ul care are Franța ca națiune gazdă. Am discutat cu țările care vor participa. Sigur, avem deja Portugalia care și-a anunțat, avem Polonia care și-a anunțat prezența și vor fi și alte țări. A fost apreciat stadiul la care se află în acest moment acest battle group care este în România. Cât de mare este în acest moment pericolul pentru România, având în vedere loviturile din aer care se produc în apropierea frontierei NATO? Au fost câteva țări, cum a fost Slovacia, de exemplu, au vorbit și polonezii despre faptul că sunt lovituri la graniță și că aceasta pare, cel puțin la prima vedere, o amenințare. Însă concluziile la care am ajuns noi aici au fost legate de faptul că în acest moment România, Slovacia sau Polonia nu au de ce să se teamă în privința unor lovituri pe care să le primească din
partea Federației Ruse. Președintele Ucrainei a cerut ajutor americanilor printr-un discurs memorabil rostit online în Congres. Iar mai târziu, liderul de la Casa Albă a aprobat aseară un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, care include și drone. Într-un discurs emoționant rostit online în Congresul American, Zelenski a cerut din nou ca spațiul aerian ucrainean să fie declarat zonă de excludere. Avioanele care pot ajuta Ucraina sunt la sol, a spus liderul de la Kiev, care a adăugat că țara sa are nevoie de decizia Congresului și a aliaților. I have a need. I need to protect our sky. I need your decision, your help. Which means exactly the same you feel when you hear the words, I have a dream. I call on you to do more. New packages of sanctions are needed constantly, every week, until the Russian military machine stops. Discursul lui Zelenski în Congres, aplaudat la scenă deschisă, s-a încheiat cu un filmuleț cu imagini ale dezastrului produs de armata rusă în Ucraina. Închideți cerul, a fost mesajul Ucrainei. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. And this will include drones, which demonstrates our commitment to sending our most cutting-edge systems to Ukraine for its defense. Acum două zile, președintele american a dat un nou mesaj de sprijin pentru Ucraina, anunțând că Washingtonul va ajuta în continuare Kievul cu arme, bani și provizii. Ideea instituirii unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei a fost însă respinsă. Administrația americană a precizat în repetate rânduri că va apăra teritoriul aliaților, dar că nu va participa cu militari în Ucraina. Cele mai tragice evenimente din Ucraina se produc în Mariupol. Orașul port este asediat de 20 de zile, iar civilii mor de foame, de gloanțe și de bombe. Iar militarii ruși au aruncat o bombă, atenție, de jumătate de tonă peste clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, acolo unde se ascundeau femei, copii și bătrâni. Acesta a ars complet în câteva minute. Din fericire, toți oamenii aflați în interior se ascundeau de ruși în subsolul clădirii, care a rezistat atacurilor. Clădirea teatrului găzduia o mulțime de locuitori din Mariupol. Dovadă sunt mai multe imagini de acolo apărute pe internet înaintea devastării teatrului de către ruși. Pentru a evita bombardarea teatrului anterior, autoritățile locale au scris cu litere mari pe asfaltul din față și din spatele instituției cuvântul copii. Mesajul era vizibil pentru piloții avioanelor de luptă, însă acest lucru nu i-a oprit pe ocupanții ruși. După atac, se estima că numărul victimelor ar putea fi foarte mare. Din fericire, în această dimineață, oamenii au început a ieși vii și nevătămați din subsolul teatrului. După acest act barbar al rușilor, Mariupolul este considerat atât un martor cât și un monument al genocidului poporului ucrainean. Orașul este înconjurat de ruși. Din această cauză, nimeni nu poate ieși sau intra în Mariupol, unde mai rămân încă 400.000 de oameni, după ce 11.000 de localnici au reușit să fugă. Presa scrie că o catastrofă umanitară aici nu poate fi evitată, deoarece criza de alimente și medicamente își spune cuvântul. Peste 2.400 de oameni deja au murit. Aceștia sunt îngropați peste tot, iar multe cadavre zac și acum pe străzi. Locuitorii din satele românești din Ucraina continuă să ajute și să sprijine pe toți cei ce trăiesc un adevărat coșmar. De mai bine de 3 săptămâni, detalii peste câteva momente în telejurnal. Poliția de frontieră a prezentat informații noi despre fluxul de refugiați din Ucraina. Peste 350.000 de oameni au trecut până acum frontiera, iar numărul refugiaților este în ușoară descreștere. Peste 12.000 de cetățeni ucraineni au decis să revină acasă. În cele peste 3 săptămâni de război au fost înregistrate și cazuri de trecere ilegală a frontierei și au fost reținuți infractori, dați în urmărire națională și internațională.
Din cei peste 351.000 de refugiați din Ucraina, peste 247.000 au tranzitat Republica Moldova, iar 104.000 au rămas aici. Sunt și peste 12.000 de ucraineni care s-au întors acasă. Numai prin punctul de trecere Palanca, zilnic atestăm traversări pe sensul de intrare de circa 3-4.000 de oameni, pe sensul de ieșire între 500 și 700 de oameni. Numărul angajaților la toate punctele de trecere a fost suplimentat pentru a face față situațiilor excepționale. A fost înregistrate 185 de cazuri de trecere ilegală a frontierei de stat, fiind documentate 657 de persoane. Au fost reținuți 34 de infractori aflați în căutare. Avem sesizate 16 cazuri de port al armelor de foc, arme albe și muniții. Avem depistate și reținute două cazuri de trafic ilegal al mijloacelor de transport. Și dacă în timpul pandemiei punctul de trecere Lipcani-Rădăuțe de la frontiera cu România funcționa doar ziua, acum e deschis permanent. Vreau să aduc sincere mulțumiri șefului Poliției de Frontieră din România, domnul Victor Ivașcu, care a acceptat și punctul de trecere Lipcani-Rădăuț activează la moment în regim non-stop. Deputații Parlamentului de la Chișinău, la inițiativa lui Igor Grosu, au ținut astăzi un moment de reculegere în memoria celor care au murit în cele 3 săptămâni de război ruso-ucrainean. Cel mai tragic, acest război a adus și jertfe. Jertfe, oameni nevinoveți. De aceea, permiteți-mi să propun să păstrăm un minut de reculegere pentru cei care au decedat în acest război. Președintele Estoniei, Alar Karis, este în vizită oficială la Chișinău astăzi. Oficialul a avut deja o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Colega mea, Svetlana Gore, a urmărit conferința de presă de după întrevedere și ne poate spune ce subiecte au fost abordate de către cei doi șefi de stat. Svetlana, te ascultăm. Bună ziua! Bună ziua, Carina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Președintele Maia Sandu și președintele Estoniei, Alar Karis, au încheiat conferința de presă comună acum câteva minute. Aceștia au declarat în cadrul acestui briefing de presă că discuțiile pe care le-au purtat au abordat mai multe subiecte, precum parcursul european al Republicii Moldova, iar președintele Estoniei a declarat că susține Republica Moldova în acest demers important, ținând cont că acum câteva săptămâni Republica Moldova și depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Iar discuțiile au continuat și pe subiectul crizei refugiaților ucraineni care vin în număr mare în Republica Moldova, astfel că Estonia va dona țării noastre o sumă de 100.000 de euro pentru a gestiona această criză umanitară căreia Republica Moldova încearcă să-i țină piept în condițiile în care resursele Republicii Moldova sunt extrem de limitate la acest capitol. Între timp, președintele Maia Sandu a declarat că a discutat cu omologul său estonian și despre securitatea economiei în regiune, asta în condițiile în care mai multe produse moldovenești care erau exportate în Ucraina deja nu mai pot ajunge pe acele piețe de desfacere și Maia Sandu i-a cerut omologului său estonian, Alar Karis, să deschide piețele de desfacere din Estonia pentru aceste produse, astfel încât antreprenorii din Republica Moldova să nu fie puși în mare dificultate în aceste zile grele. Vreau să vă mai anunț de asemenea că astăzi președintele Estoniei, Alar Karis, urmează să întreprindă o vizită oficială și în România, iar vizita acestuia în Republica Moldova deja și s-a încheiat. În continuare vă las să urmăriți declarațiile celor doi șefi de stat. Concetățenii mei s-au mobilizat exemplar pentru a ajuta refugiații din Ucraina. O vom face în continuare atât timp cât va fi necesar. Dar resursele Moldovei sunt limitate, de aceea avem nevoie de ajutorul partenerilor internaționali, avem nevoie ca țări precum Estonia și alte state membre ale Uniunii Europene să-și deschidă piețele pentru produsele moldovenești, care nu mai pot ajunge pe piețele din Est din cauza războiului. Estonia a sprijinit mereu parcursul și aspirațiile noastre europene, fapt pentru care vă mulțumim. Mizăm și de această dată pe susținerea dumneavoastră.
Eu sunt aici în Chișinău pentru a-mi exprima sprijinul foarte puternic pentru parcursul european al Republicii Moldova. Estonia, de asemenea, va dona și câteva autobuze pentru a vă ajuta să transportați refugiații și în contextul pandemiei COVID vom continua să vă oferim vaccinul Janssen împotriva COVID-19. Sunt aici pentru a reitera sprijinul puternic care este acordat de Estonia și Uniunea Europeană. Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au reconfirmat că România este alături de Republica Moldova mai mult ca niciodată, ținând cont de circumstanțele din regiune. În vizita lor oficială la Chișinău au avut convorbiri cu președintele Maia Sandu și premierul Natalia Gavrilița. Iar războiul ruso-ucrainean, soluționarea conflictului transnistrian, securitatea energetică și parcursul european au fost subiectele prioritare abordate. Mizăm pe susținerea României pentru acceptarea cererii Republicii Moldova. Viitorul european al țării noastre este incontestabil, iar parteneriatul strategic pentru integrare europeană dintre Republica Moldova și România ne va ajuta să atingem mai rapid acest obiectiv. Președintele Klaus Iohannis a confirmat că eforturile României sunt considerabile în acest sens, iar primele discuții s-au purtat deja la Consiliul European informal de la Versailles. Noi știm din propria noastră experiență că drumul către integrarea europeană nu este deloc ușor. Dar fiecare drum, oricât de lung și greu ar fi, începe cu un pas. Eu am solicitat cu acel prilej să dăm dovadă la nivelul Uniunii de viziune și curaj pentru a da semnalul pe care statele din vecinătatea estică, în primul rând Republica Moldova, îl așteaptă și îl merită. Și pe lângă România, alături de dumneavoastră, se află solidar toate statele comunității noastre europene și euroatlantice. Cei doi șefi de stat s-au referit și la securitatea energetică, inclusiv la reducerea dependenței Republicii Moldova față de Rusia, mai ales în condițiile incerte ale războiului din Ucraina. Noi cunoaștem care sunt vulnerabilitățile și acum avem acest acces în teorie, sperăm și în practică să putem să accesăm energia de pe piețele europene. Între timp, avem un proiect foarte important care a fost lansat în vara anului trecut și aici este vorba de conectarea cu piața românească pe linia Chișinău-Vulcănești. Din partea României vreau doar să subliniez că există toată disponibilitatea pentru a realiza proiecte de interconectare. Noi avem capacități de stocare în România care vor fi puse și la dispoziția Republicii Moldova pentru a avea un stoc de rezervă pentru iarna care vine. Situația tensionată din regiune și problema refugiaților au fost discutate și la nivel de guvern de către prim-ministra Natalia Gavrilița și prim-ministrul român Nicolae Ciucă. Am mulțumit pentru sprijinul generos și consistent al României în asigurarea asistenței pentru refugiați, pentru deschiderea coridorului verde la frontiera moldo-română, dar și pentru mijloacele de transport necesare persoanelor refugiate pentru tranzitarea teritoriului Moldovei de la Vama Palanca la Huș. A notat Natalia Gavrilița, iar premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări că va sprijini atât cât va fi nevoie Republica Moldova pentru a gestiona eficient fluxul de migranți din Ucraina. Am putut reconfirma sprijinul concret pentru Republica Moldova în privința gestionării crizei refugiaților. România va continua să acorde sprijin umanitar și să asiste refugiații care trec din Ucraina prin Republica Moldova, în vederea tranzitării către alte state membre UE. Locuitorii din satele românești din Ucraina continuă să ajute și să sprijină pe toți cei ce trăiesc un adevărat coșmar de mai bine de 3 săptămâni. Unii distribuie produse de primă necesitate, donate de țările europene, alții cos cearșafuri, plapum și prosoape, care vor ajunge la cei ce fug de sub ploaia de gloanță și bombardamente ale armatei ruse invadatoare. Românii din regiunea Cernăuț s-au mobilizat pentru a oferi și ei o mână de ajutor refugiaților ucraineni. Donațiile umanitare ajunse aici din România, Italia și Germania sunt distribuite de voluntarii celor aflați în dificultate.
În Bucovina, catastrofic, crește numărul și în fiecare zi telefonul nu se oprește, telefonul mobil. Suntem solicitați să acordăm într-adevăr aceste ajutoare, tocmai pentru ca oamenii să poată dormi, se pot opri, își caută un adăpost și desigur că au nevoie de saltele, au nevoie de lenjerie, de pat și suntem astăzi gata să acordăm acest lucru. Datorită unor donații generoase de materiale textile din județul Neamț, în ateliere improvizate acasă de gospodine, se cos sute de lenjerii de pat, plăpumi și saltele. Toată lingerie este confecționată de femeile care se află acasă, au mașinile de cusut din comuna Cupca. Fac tot lucrul acesta gratis, știind că contribuie la un ajutor în special pentru oamenii, mamele, copiii, oamenii vârstnici care rămân aici și sunt într-o stare care au nevoie într-adevăr de ajutor. Приїжджає дуже багато жінок з різних куточків України, Харків, Київ, Запоріжжя, Дніпро, з усієї України. Ну, дуже тяжко дивитися їм в очі. Біда страшна. Veronica Irimescu are 73 de ani și locuiește în satul Cupca din regiunea Cernăuți. Împreună cu fiica ei, abia de au închis un ochi ultimele zile. Au muncit zi și noapte și au reușit să coase peste 600 de cerșafuri, fețe de perne, plăpumi și prosoape. Cosem, dacă trebuie de ajutat, ajutăm cât putem. Cât putem, cât trăim, trebuie să ajutăm. Ne ajutăm pe unul, pe altul, prietenii noștri, pe ai noștri de aproape. Să ajutăm și pe cei și să ne acajuți, cât mai mulți. Bătrâna cu greu își stăpânește lacrimile și nu s-ar fi gândit niciodată că are să mai vadă un război în viața ei. Iară și un mesaj pentru soldații ruși aflați în Ucraina. Să gândească și au și ei părinți, roșii și ei părinți cândva. Și s-au adus aminte ce au făcut în viața lor. Bun și ce au făcut rău. Că fiecare părinte când are un copil, tare îl jalește. S-au scumpit alimentele copiilor din grădinițele din Chișinău. Dacă în toamna anului trecut părinții achitau în medie cam 190 de lei pe lună, în prezent ei trebuie să plătească peste 300 de lei. Direcția Educația Primăriei Chișinău a explicat că taxa a fost majorată din cauza scumpirii produselor alimentare. Din luna martie, părinții plătesc pentru alimentația copiilor la grădinițele din Chișinău câte 10 lei și 50 de bani pe zi, cu 1 leu și 75 de bani mai mult. Alimentele pe care le consumă un copil într-o zi la grădinițele publice se ridică la 34 de lei și 50 de bani. 21 de lei din această sumă e achitată din bugetul de stat, iar 3 lei din cel municipal. Această sumă nu este suficientă pentru a îndeplini cerințele Centrului de Sănătate Publică pentru un meniu standard. De cele mai multe ori, suma pentru alimentația într-o zi este mult mai mare decât 34-50, ori la moment există situații în care în unele zile s-ar putea ajunge și la 40-42 de lei. În acest sens am făcut un nou demers către guvern pentru a solicita majorarea. Directorii grădinițelor spun că părinții au fost informați despre scumpirea alimentelor pe care le consumă copiilor. Meniul în grădiniță se realizează pe perioada anotimpului. Începând cu luna decembrie, noi deja am avut meniul nou pentru iarnă-primăvară, unde părinții sunt cunoscuți cu acest meniu. Părinții achiziționează produsele pentru familiile lor în magazine alimentare, respectiv au văzut și prețurile la produsele alimentare. Unii părinți cu care am stat de vorbă s-au arătat conștienți de scumpirea alimentelor pe care le consumă copiilor la grădiniță. Ei spun că sunt gata să plătească și un pic mai mult, doar să fie sigur că alimentele sunt de calitate. Copilul meu vine acasă zilnic și îmi zice că este foarte gustos și că îi place ce se pregătește și nu ar vedea o majorare exagerată de preț. Cred că fiecare părinte aș găsi posibilitatea să achite cel bun pentru că zilnic copilul se află la grădiniță și respectiv este alimentat foarte bine. Nu avem ce face, asta e situația în țară. Să mărești prețurile la tăți. La tăți, toate produsele se măresc și dacă trebuie, să achităm. Principalul și băi sătui. Să mănânci ceva și să aibă ceva de mâncare, că aici ai copchii.
Asta e viitorul. Copiii trebuie să crească, să ducă un mod de viață sănătos și să consume tot ce au nevoie. Dacă observăm această mică schimbare, pentru noi nu este o problemă. Noi suntem pentru ca copiii să mănânce sănătos și în cantitatea necesară pentru vârstă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova, în luna februarie, prețurile la produsele alimentare au crescut cu 23%. În municipiul Chișinău funcționează 1486 de grădinițe. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Miller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!